vă citesc o poveste, un rus care îl chema Ivan. Cine e acolo? Face ăsta, eu. Cine eu? Eu, Ivan. Și ce vrei? Vorbea Sfântul Petru cu Ivan. Ce vrei? Tabacioc este? Face nu-i. Ah. Vodchi este? Ăla nu-i. Mă, dar era încăpățână. Femei sunt? Ăla nu e, nici femei. Lăutar sunt? A zis, bă, hai să le rupă pe toate. Nu Sivane, ci mă tot cicălești la cap, îi zice ăla. Dar unde se găsesc acea stele? La iad Ivane. Și după aia s-a dus ăla. Se duce Ivan, mama. Îi zice, băi, dar major este? Este, răspunde ceva de un om. Vot este, face, oh! Este. Femei sunt. Dar cum să nu fie? Face ăsta, lăutari sunt. Oh, oh, cât poftești. Ah, harașo, harașo, zice ăsta. Adică, bine, bine. Aici e de mine. Deschideți iute, zice Ivan, tropăind și frecându-și mâinile. După aia s-a speriat draci. Face, vai de noi și de noi, spieră atunci draci. Scărpinându-se în cap. Zice, oh, în toate părțile. Așa e că am pățit-o. Se uită dracii unii la alții, că fiecare națiune avea cât o păzitor. Și e varianta românească. Face, băi, era unul, îl pune pe unul, se le dea la căpățâni, cum scotea unul, pac! Unul de națiunea lui. Și nu întreabă Ivan, bă, dar la oala aia acolo, de ce nu are de-aia? Ca să le dea la căpățâni, face, acolo e români. Ăștia se trece unii pe alții. Cum vrea unul să scoată botul afară? Ăsta, a zis, a, nu mă bag la aia. Și e și gagici. E. Eu tot deschisese mai. Ia uite ce s-a supărat un drag. Poate a trecut-o pe Mihaela, ce aia vrea să uită. A zis, mamă, ce găcești mișto aveți pe aici. Ia uite, ești cu un popa. Ia, a fost odată când a fost. Mamă, cum începe eu că dacă n-ar fi fost, nu s-ar povesti. Nici nu suntem de pe când poveștile, ci suntem mai din coace. Spui copilul, ce ai, draga mamei? Mamelei, ce ți-este? Aia, bă, bă, bă. Copilul meu are să moară. Aia, las că pe mine mai iertat. Când și cum? Îl văd și de ce s-a suit mâța are să trăznească copilul în capul la copil? Și o să mi-l omoare. Mută aia mai încolo. Vaca tati și vaca moșului. Eu. Cocoșul tău așa de mare și greoiul. Ia. Au. Zice, auliu. Oh. Iar caut sămânță de vorbă, băi, buzilă. Asta era buzilă.
nu știu alții cum sunt, dar eu, a, acum începe normal. Când mă gândesc la locul nașterii mele, la casa părintească, la stâlpul hornului, unde lega mama o șfară cu motocicli la cap. Fireaștul rupat? Eu de nu mai există cuvântul fireaștul. Și copilăros ca vântul la tulburarea ei. Fireaștul rupat. Eu uite și cu harapalul. Ia să vedem care ultima Bulanjai. Oh, eu uite, amintiri din copilărie convorbiri literare, numărul 10 din 1 ianuarie. După aia a publicat și el, dar peste câtva timp. Deci cu întârziere, de câteva luni. Și după aia peste un an, pula mea. Le făce el așa, știi, da. Uite, aici a publicat mai des. Uite care și de la. Și uite, mai și greșea. Ia uite ce scris frumos are ăsta. O pură. Mamă, ce frumos. Uite, și după aia zbântuit, copil zburdalnic, nebunat. Trebuie să le dea la ăștia. Uite. Și uită ăștia după aia,